Parler d'Europe este o serie de conversații fără frontiere, produsă de Institutul Francez din România la Timișoara. Eu sunt Mihai Radu de Oglu, gazda dumneavoastră, și în fiecare săptămână vă invit la un dialog cu artiști, scriitori, istorici, sociologi și creatori din lumea culturală europeană. Astăzi am marea bucurie de a sta de vorbă cu reputatul critic de teatru George Banu, căruia îi mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care ni-l va acorda. Domnule Banu, ați început să moderați, ați propus, de fapt, Bibliotecii Naționale Franceze o serie de conferințe extrem de interesante, care este în plină desfășurare. Titlul acestor conferințe este Teatrul, o invenție europeană, le théâtre, une invention de l'Europe. Aș vrea să începem de aici și să ne explicați de ce teatrul este o invenție a Europei. Teatrul e o invenție a Europei, e un titlu polemic pe care l-am propus acum 2 ani de zile, în perioada alegerilor europene, când se producea din ce în ce mai mult recursul la discursuri naționaliste, la închiderea în frontierele culturii. Și atunci, a spune teatrul e o invenție a Europei însemna, de fapt, a afirma teatrul ca o identitate, ca unul dintre simptomele identității europene. Pe de altă parte, sensul polemic al acestei afirmații e legat și de tentativele indiscutabile, interesante, dar care au ajuns la un punct de impas astăzi, al mixității culturale, în sensul în care s-au făcut spectacole în care se amestecă teatrul japonez cu teatrul european, se transformă teatrul oriental într-un model, dar de fapt teatrul ca atare este o invenție europeană și în această serie de discuții am folosit ca prim citat o frază a lui Pier Paolo Pasolini care m-a marcat și mă marchează și care recunoaște statutul teatrului, dar totodată și originea lui. Pasolini scrie: nu suntem numeroși, dar venim de la Atena. Nu suntem numeroși, într-adevăr. Teatrul astăzi nu mai reprezintă o forță majoră, nu mai reprezintă ca altă dată în viața cetății o dinamică, dar totodată aceste microcomunități pe care le constituie o sală de teatru, sălile de teatru, au ca origină cetatea fundamentală a Europei, adică Atena, unde, cum mi-a spus un prieten când vizitam împreună Partenonul, mi-a spus: vezi, aici s-a inventat totul pentru Europa. Aici s-a inventat totul. Filozofia, democrația, matematica și tot acolo în Grecia s-a inventat și teatrul. Acest temă a teatrului ca invenție a Europei e o temă contextuală, dar totodată, cum spuneam, și o temă polemică, pe care unii dintre invitații acestei serii pe care o conduc la Biblioteca Națională a Franței împreună cu Joël Hudvol o afirmă în modul lor. De exemplu, ieri vorbeam cu Gabor Tompa și Laurent Godet, care unul a scris Medea Cali, plasând personajul Medei în lumea africană. Tompa a pus în scenă Medea în contextul războiului din vechea Serbie și ideea interesantă care a apărut este că teatrul e nu numai un reflex al unei Europe unanimiste, unitare, ci teatrul e și un reflex al Europei conflictuale, al luptelor între identități. Medea, care e personajul imigrant și care ajunge în spațiul cultural grec, va fi distrusă. Dar cum reflectăm azi aceste distrugeri? Deci, teatrul, o invenție a Europei, înseamnă
a recunoaște o identitate, dar totodată nu a o transforma într-o lozincă dogmatică, într-o lozincă a cărei funcție ar fi să disimuleze fracturile. Teatrul O Identitate a Europei înseamnă teatrul o recunoaștere a Europei în diversitatea lui, dar și în tensiunile lui. Ieri vorbeam despre această problemă cu Laurent Godet, care a scris o carte intitulată Nu l'Europe, și în această carte am găsit un citat care mi se pare foarte just pentru noi astăzi despre Europa, unde el spune acest lucru: am găsit o țară mai mare, am găsit un continent al meu, dar am nevoie de amândouă. Acest lucru mi se pare extrem de semnificativ, pentru că, într-un fel, teatrul atestă și apartenența la Europa și, totodată, apartenența la o țară, la o națiune. Fraza pe care vreau să o citesc, găsesc, îi spune personajul, naratorul spune, am găsit o țară mai vastă decât țara, am găsit un pământ mai vast decât țara mea, dar asta nu mă împiedică să nu-mi uit țara. Cred că această relație dialectică, tensionată, e proprie teatrului european între o identitate a continentului și o identitate a locală, națională. Vorbind împreună cu Tiago Rodriguez, regizor important din Portugalia, directorul Teatrului Național, vorbind cu Georges Lavaudant, înțelegeam că problema teatrului european este să asume, ca să vorbim cu o expresie franțuzească, le même et le différent. Le même, c'est-à-dire această identitate creată din Grecia, bazată pe forța cuvintelor, dar totodată și diversitatea, diversitatea națională. Căci vrem, nu vrem, recunoaștem Europa în diversele spectacole pe care le putem vedea la București, la Paris, la Sibiu, la Roma, dar totodată disociem un spectacol german de un spectacol francez sau de un spectacol polonez. A afirma unitatea și diversitatea e poate pariul și încercarea substanțială a unor regizori. Ieri s-a spus un lucru care mi s-a părut foarte interesant, și anume că identitatea europeană aparține celui care se simte european. Mi s-a părut foarte frumos și mă întrebam în ce măsură teatrul sau teatrele europene, pentru că vorbim despre mai multe școli de teatru și diferite feluri de a scrie și de a face teatru, în ce măsură teatrele europene și teatrul european în general îi reprezintă pe toți cetățenii săi sau îi va putea reprezenta pe toți cetățenii săi mai vechi sau mai noi? Da, Laurent Godet, în discuția de ieri seara, afirma tocmai acest lucru, el spunând un lucru și mie, care mi s-a părut și mie interesant, faptul că asistăm la două pulsiuni. Prima este este să te construiești ca european. Te construiești ca european, dar aparții unei națiuni. Deci această tensiune e semnificativă între construcția unei apartenențe la Europa și menținerea, prezervarea unei identități naționale. Dacă echilibrul se rupe, cădem sau în anonimatul identitar al unui continent fără frontiere, înainte să vorbea despre frontiere lichide. Acum frontierele sunt destul de marcate, din păcate. Dar în același timp, reducția la statutul simplu național e o izolare, e o îndepărtare de ceilalți. Totuși, ca să vorbim, să spunem și adevăruri. Experiența pe care am făcut-o este că acest teatru european despre care vorbim există, îl recunoaștem. Dar artiștii nu se recunosc toți între ei. Există zone
în Europa care sunt insolubile, care sunt lipsite de dialog. Dacă vorbești cu artiștii din nordul Europei, din Lituania, din Estonia, ei sunt artiști europeni nordici. Artiștii, dacă vorbești cu Tiago Rodriguez din Portugalia, cu artiști din Spania, ei sunt artiști europeni sudici. Această fractură mi-a apărut fiind odată la un important congres la San Petersburg în Rusia, în partea europeană a Rusiei, și am avut sentimentul că dincolo de dorința de a construi o Europa există bariere care sunt greu de depășit între, nu atât între națiuni, cât între zone culturale. Barierele acestea când vor putea fi depășite sau ce ar trebui să se întâmple ca ele să fie depășite? Sau nu știu sunt dacă e nevoie să fie depășite, pentru că într-un fel ele merită să fie și asumate ca atare, pentru că există o tradiție europeană a teatrului, bazată pe cuvinte, bazată pe pe mit, bazată pe încrederea în prezența actorului, dar există și tradiții locale care, după părerea mea, nu pot fi abandonate. Ele pot fi depășite doar de câteva mari genii dramaturgice. Godot se joacă și la Vilnius și la Lisabona, unde îl montează Gabor Tompa. Acum, în fața Stelelor Goale, mă gândesc la Scaunele, care se joacă de ani de zile la Teatrul Bulandra la București, în regia lui Felix Alexa, dar este un foarte mare succes la San Petersburg. Deci, există câteva opere importante ale Occidentului care confirmă identitatea europeană. Dincolo de aceasta, mari regizori sunt regizori care aparțin mai mult sau mai puțin unei zone culturale pe care nu cred că trebuie să imaginăm că e bine să dispară. E poate bine să o asumi ca atare, fără ca să o teoretizezi, fără ca să devii un naționalist ca Orban în Ungaria, un reacționar ca anumite figuri politice în Polonia. Să te împaci cu tine însuți, gândindu-te la ceilalți. E poate ideea care mi-o fac despre un artist european. Ați pomenit despre teatrele Sălilor Goale și este o mare tristețe de, iată, un an de zile să, cu mici excepții, să vedem că teatrul nu reușește să-și găsească scene plauzibile, pentru că pentru toată lumea e clar că tot ceea ce s-a întâmplat până acum în zona de internet reprezintă niște piste, dar nu sunt suficiente. Credeți că teatrul este în pericol de a dispărea dacă o situație de genul acesta va dura mai mulți ani? Eu nu cred, dimpotrivă. Cred că știți cum e, știți cum s-a rezolvat problema caselor sub Stalin. Nu aveau oamenii spațiu locativ și Stalin a spus să băgați o capră în fiecare apartament. Și după un an au scos capra și toată lumea era fericită. Deci, poate că această încercare, odată depășită, va demonstra oamenilor că în greutate teatrul le-a lipsit, unora, nu multora, teatrul le-a lipsit și atunci se vor duce mai frecvent, mai intens la teatru. E o experiență despre care vorbeam și ieri și care a fost extrem de importantă, a fost când am fost la primul spectacol Exil Interior, unde faptul de a fi spectator însemna un act de rezistență, însemna un act de afiliere la politica culturală a Parisului. Să deschidem sările în condiții grele, dar să le deschidem. Nu era numai statutul spectatorului care vine să asiste la un spectacol, ci era statutul spectatorului care ajută teatrul
ca să existe împreună cu el. Părerea mea, nu cred că există acest pericol. Dimpotrivă, aș spune că grație acestei, sau datorită mai mult decât grație, datorită acestei situații, am putut descoperi resurse pe care nu le bănuiam. Această posibilitate de a vedea vechi spectacole, spectacole de patrimoniu, uitate în arhivele teatrelor și care ne permit să, sau să vedem actori care astăzi sunt în vârstă, să-i vedem în imaginile lor din tinerețe. Să-l văd pe Marcel Iureș, care își făcea debutul cu Liviu Ciulei în Visurile nopți de vară, sau să văd spectacole pe care le așteptam și nu ajunsesem să le văd, de la Schaubühne, Mama regelui Peter Stein, Prințul de Homburg. Deci cred că această perioadă a reevaluat, că nu era, a exaltat un patrimoniu al spectacolului, care nu e doar efemer, cum se spune, ci care e bazat și pe această persistență, grație unor captații mai mult sau mai puțin reușite ale spectacolului. Sigur că avem nevoie să ne reîntoarcem în teatru. Avem nevoie să avem un vecin alături de noi, să nu fim singuri, noi doi împreună, să fim alături de scenă care ne poate seduce și prin ceea ce are, ceea ce emană ca prezență. Dar totodată recunosc că faptul de a vedea spectacole inaccesibile pe un ecran e poate un câștig al acestei încercări pe care o traversăm cu toții. Două întrebări mai am pentru dumneavoastră, dacă mai aveți puțină răbdare cu mine. În primul rând, aș vrea să vorbim puțin despre Brexit și ce se va întâmpla, în opinia dumneavoastră, cu teatrul din Marea Britanie. Îmi aduc aminte la primul da în favoarea Brexitului, că tot teatrul european s-a ridicat și a spus că e imposibil ca teatrul în Europa să meargă mai departe fără teatrul din Marea Britanie. Ce credeți că, cum va evolua această situație din această perspectivă? Nu vom întoarce, nu? În primul rând, dacă noi nu suntem numeroși și venim de la Atena, noi nu suntem numeroși, dar ne hrănim toți din Shakespeare. Deci nu se poate ca teatru să fie separat de Shakespeare, care a existat, n-a existat, nu contează, dar e sigur că e englez. Deci teatrul are această mină de aur care este dramaturgia lui Shakespeare. Eu cred că nu vor exista probleme de disociere culturală foarte, foarte grave. De altfel, să fim sinceri, comunicarea între teatrul englez și teatrul european a fost în ultimul timp destul de redusă, pentru că la Londra regia are un statut mai puțin privilegiat ca pe continent, cum se spune, pentru că la Londra mai degrabă dramaturgia e privilegiată și dramaturgia va circula între continent și Anglia. Cred că statutul ca activitate culturală a teatrului va fi puțin afectat de această ruptură. Și acum, George Banu, să vorbim puțin despre dumneavoastră și despre Europa. Ce fel de european sunteți dumneavoastră? În primul rând, eu sunt mă recunosc într-o binaționalitate, pentru că am încercat fiind la Paris să nu mă integrez total, dar nici să nu mă refugiez în identitate. Această ambiguitate franco-român e o ambiguitate în care mă simt confortabil, în măsura în care într-o cultură sau în alta descoper alte valori culturale, descoper alte tipuri de relații umane. Și aș spune că, într-un fel, sunt vorbind sincer, pentru că
suntem noi doi, nu știu dacă ne mai ascultă cineva, mă recunosc într-adevăr într-o Europa a latinității, în primul rând, fără ca să o exclud pe cealaltă, Europa anglosaxonă, Europa nordică, care mă interesează, dar căreia nu îi sunt un familiar, un intim. Aș spune că, pe de o parte, e o paritate între Franța și România în viața mea și o disparitate între latinitate și cultura germanică. Vă mulțumesc foarte mult, George Banu. Ați urmărit Parle d'Europe, o serie de interviuri cu artiști, scriitori, istorici, sociologi și creatori din lumea culturală europeană, produsă de Institutul Francez din România la Timișoara, cu sprijinul partenerilor săi, Aquel, Experience și Elba. Eu sunt Mihaela Dedeoglu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare.